Povești de Crăciun cu Bebe Cotimanis. Mănușa cu un deget, bazm popular ucrainian. Mergea odată un moșneag prin pădure, iar în urma lui alerga un cățeluș. A mers moșneagul ce a mers și și-a pierdut o mănușă. Și iată că a trecut pe acolo un șorice, l-a intrat în mănușă și a spus: asta o să fie casa mea. În vremea asta, hop-sop, s-a apropiat de mănușă o broscuță și a întrebat: hei, cine stă aici? Eu. Șoricel roade multicel, dar tu cine ești? Eu sunt broscuța, umblă fuguța, primește-mă și pe mine. Hai, vino. Și uite că acum stau doi în mănușă. A trecut în fugă și un iepuraș. S-a apropiat de mănușă și a întrebat: hei, cine stă aici? Noi. Șoricel roade multicel și broscuța umblă fuguța. Dar tu cine ești? Eu sunt iepurici, alerg pe aici. Primiți-mă și pe mine. Hai, vino. Și uite că acum stau trei în mănușă. A trecut și o vulpe și a întrebat: hei, cine stă aici? Noi toți, șoricel roade multicel, broscuța umblă fuguța și cum te cheamă, mă? Iepurici, alerg pe aici, dar tu cine ești? Eu sunt vulpița cu metrița, primiți-mă și pe mine. Și uite că acum stau patru în mănușă. Când iată a trecut un lup și a întrebat: hei, cine stă pe aici în mănușa asta? Noi, șoricel, roade multicel, broscuța umblă fuguța, iepurici alerg pe aici și vulpița cu metrița, dar tu cine ești? Eu sunt jupânul lup, sur la trup. Ar fi bine să mă primiți și pe mine. Hei, haide. Hai, vino și tu. A intrat și lupul. Acum stau cinci în mănușă și uite așa, s-a ivit pe acolo un mistreț și a întrebat: cine stă aici? Noi, șoricel, roade multicel, broscuța umblă fuguța, iepurici alerg pe aici, vulpița cu metrița și jupânul lup sur la trup, dar tu cine ești? Eu sunt porcul mistreț, colț lunguieț. Primiți-mă și pe mine. Tii ce belea, tu ți-ar vrea să intre în mănușă. Ei, haide, ce să-i faci? Vino și tu. Și a intrat și mistrețul și uite că acum stau șase în mănușă. Le-ai atât de strâmt că nici să se miște nu-i chip. S-a auzit apoi un trosnet de ramuri și s-a arătat un urs. Ursul tot spre mănușă s-a îndreptat. Hei, ce stă aici? Păi noi stăm, șoricel, roade multicel, broscuța umblă fuguța, iepurici alerg pe aici, vulpița cu metrița, jupânul lup, sur la trup și porcul, mistreț, bineînțeles, colțul lunguieț, dar tu unde mai, cine ești? Eu sunt Moș Martin cel bătrân. Primiți-mă și pe mine. Păi cum să te primim și pe tine, că e destul de strânt așa aici la noi? Mă primiți cum s-o putea? Ei, haide, vino și tu, dar mai la margine a intrat și ursul și acum sunt șapte în mănușă. E atât de strâmt înăuntru că mănușa e gata să pleznească. În vremea asta, moșneagul a ajuns acasă și a băgat de seamă că și-a pierdut mănușa și s-a întors să o caute. Cățelușul alerga înaintea lui până când a găsit mănușa. Cățelușul s-a pornit să latre. Cei șapte s-au speriat, au ieșit afară din mănușă și au tulit-o în pădure care încotro, iar moșneagul s-a apropiat. Și și-a luat mănușa. Sărbători cu bine, împarte bucurie.